Sunt sigur că într-un timp sau într-un altul o să ne mai întâlnim și, nu știu, părerea mea este că sunteți personaj de roman, poate, sau personaj de film, sigur, pentru că eu, venind din altă parte în peisajul ăsta mediatic și nu mă consider jurnalist, mă consider un entertainer, știu sigur, însă, dragi colegi și stimați telespectatori, că noi ne ducem la film pentru filmele adevărate, cum spune și Două Becali, filmele colorate. Ne place Nașul, ne place Once Upon a Time, nu ne place care a jucat noastră. Scarface. În alea în care am jucat bine, pot să-l joc și pe Stalin și pe Ceaușescu și pe... Da. La noi, la actori, aici mă împac cu fotbaliștii. Dacă am jucat prost, asta este. Șefii dumneavoastră, pentru că erați prea mici, să știți că poate și, nu eram așa. Și ei prea măreau laptele praf și oțelul și așa. Probabil. Interviuri cu primii eroi ai muncii socialiste. Astăzi... Probabil dumneavoastră sunteți din generația mai tânără. Domnul Becali a fugit de filme. Nu, dar domnul Becali a fugit din România. Noi am trăit aici. Ce dracu era să facem? Nu, eu am fugit pe Dunăre. Eu am fugit... De-a latul, sper. Am fugit pe Dunăre. N-ați fugit de-a lungul Dunării. Am fost urmărit, am fost prins la tentativă. Același care m-a prins, același și m-a dat în primire, și cum același m-a pe trecut. Sora dumneavoastră și pe frate și pe... Pe sora mea, slavă Domnului, am scos-o, că da, atunci eram mai emancipat, văzusem prea multe, vă dați seama. Că dacă știam eu cum se trece granița în România în timpul ăla, și aveam cine să-mi trimite un pașaport, îmi trageam două linii aici, mă făceam japonez și într-o cu pașaport societate japonez... adevărată, cum e cea americană, faptul că cineva a spălat, deci eu l-am cunoscut pe președintele uneia dintre cele mai mari firme de publicitate român de origine, Peter Georgescu, care spunea, eu am început activitatea la Young în Rabicam făcând curățenie pe trotuar în față. La noi, când vrei să dai în Giovanni, vii și spui, care mă, ăla care a vândut bilete în față la patru? Dar dacă facem asta într-un film american și vedem pe unul care ștergea pantofi și pe urmă ajunge milionar, ne place, că e film american sau... mie nu mi se pare o rușine că ați vândut bilete și că vă alerga miliția. Atunci am vândut bilete și azi mături. Mături, intersecția. Eu v-am întrebat dacă ați omorât oameni. Și miniștri. Ați omorât oameni? Slavă Domnului! Că nu? Că? Aș fi vrut, dar n-am înțeles. M-am speriat. Ați tras cu pistolul? Aveți arme? Da, trag cu arma. Aveți arme? Am armă de vânătoare. A, de vânătoare. Asta vreau să spun, că până la urmă noi oamenii ne ducem la filme cu oameni și cu biografii reale, adevărate. Că sunt unii moraliști, că sunt unii nutriționiști care nu înghit după 1990, pentru că vorbim despre domnul Ioan Becali după 1990, în rest nu mă pricep prea bine. Aveam și alte preocupări, cum a spus domnul Udrea. Am zis și poezii cu Partidul, am zis și poezii cu Ceaușescu și cu Elena, cred că n-am zis. Vreo câteva însă. Dar cu Partidul a zis? Vreo 3-4. Nu vorbesc serios. Probabil chiar n-am știut. Și nici n-ați povestit. Nu, am spus pentru că era o situație paradoxală. Și atunci, dacă nu făceai anumite lucruri, întindeam elasticul cât puteam. Dar la un moment dat trebuia să le fac, pentru că altfel nu mai prindeam niciun rol în televiziunea română. Te puneau pe listă și pe urmă nu mai primeai ochișor, cum se zice. Am zis însă mult mai puține. N-am fost deschizător de drumul sau șef de coloană. Dar n-ați mai spus, ați mai spus asta după am spus-o de nenumărate ori. Pentru că și pe mine m-au atacat cu chestia asta. Doamne, ai zis poezii și ai jucat în lumini și umbre. Dacă m-am jucat prost însă, atunci accept criticile. Însă toți șefii voștri, dragi colegi de astăzi, nu, asta vreau să vă spun. Unii dintre ei au luat premii importante ale Uniunii Tineretului Comunist și ale Partidului Comunist Român, pentru că erau niște ziariști foarte buni și înainte de 89. Asta vreau să vă spun. Și nu-i văd astăzi mergând cu bicicleta sau cu metrou că e socialist.
Merg cu Mercedes-uri, merg cu mașini adevărate. Știți că în Danemarca merge toată lumea cu bicicleta fără să se simtă rușinată sau erou al muncii socialiste. Da, pentru că e atâta bere acolo încât ar fi accidente. Că nu-și permită. Ar fi accidente de mașină destul de... Da, nu, Danemarca e idealul nostru. Mai ales după Funia și Casa Spânzuratului. Dar nu asta vă reproșam. Cu poeziile. Face cu ochiul? Dinamo. Președinția clubului Dinamo vă mai face cu ochiul? Nu, președinția clubului Dinamo m-a interesat de moment ce m-au contactat domnul Borcea și cu domnul Nețoiu, dar eu am zis cu o condiție, să schimb de la Iftimescu până la tot ce e președinte. Și ei au zis nu. Și ei au zis nu. Capitol închis. Capitol închis. FC Național? Rapid? FC Național nimic. Rapid, am avut și cu Rapid câteva discuții. Probabil am avut cea mai interesantă propunere de la domnul Copos. Trebuia să vând din jucătorii pe care îi avea Bratu? Și are în valoare de 5 milioane de dolari și să devin acționar 50%. Am refuzat. Și uitați că eu am vândut deja 2 sau 3 care probabil mai mult de 5 milioane. Politică nu se știe niciodată. De ce vreți să separați Pipera de restul comunei? Pentru că... Dar nu depinde de mine, asta e problema. Am înțeles că vreți să ieșiți primar. Nu, aici sunt... Dacă era să fiu nu, să lăsați-mă, primar, lăsați-mă să răspund eu, pentru că ideea asta e a mea, nu este a domnului Becali, și am să vă spun și de ce foarte scurt. Pentru că am o valiză de semnături a locuitorilor de acolo, pentru că este o situație paradoxală. Comuna Voluntari conține zona Pipera, care la ora asta e cea mai bazată, ca să spun așa. Grosul taxelor însă nu se întoarce, sau, ca să spun altfel, Consiliul de acolo a pus taxele la maximum. Legea le dă dreptul, au o marjă, de la la. Au pus taxele la maximum. Este o situație paradoxală. Jumătate din comună aparține sectorului 1, un sfert, o zecime. Jumătatea, adică o mare bucată aparține sectorului 2. Consiliul Județean Ilfov. Și o parte comunei Voluntari. E bine, am constatat de câțiva ani, și eu stau acolo, de asta îmi permit să vă spun, noi nu regăsim taxele pe care le plătește partea asta investite de comună. Investite în ceva. În canalizare, pază, ordine, asistență socială, iluminat, asfaltat, trotuar, înțelegeți? Și atunci o să vedeți o situație paradoxală. De la intrarea din Barbu Văcărescu până la barieră este jale, aparține sectorului 1. De la barieră până la bariera cealaltă spre Tunari s-a pus vedeți la punct. Cea mai frumoasă s-a pus la punct. Este a Ilfovului. La stânga Iancu Nicolae spre grădina zoologică. Care a primăriei e dezastru. Este Beirut. Este după război. Asta e problema. Și oamenii de acolo sunt dosare. Atâta administrația locală europeană dă dreptul unei comunități să-și ceară autonomie. Deci, practic, se vrea o autonomie. Taxele să rămână acolo, nu să se ducă în partea elaltă peste o pădure. Asta este pe scurt. Dar asta face cazul unei discuții separate, dacă doriți. Nici dumneavoastră nu v-ar conveni ca bucureștean, ca taxe dumneavoastră să vedeți că stă mai frumos pre dealul sau ceva de genul. Aș putea să vă răspund că după principiul ăsta Italia trebuia să se nu mă interesează Italia. Să se rupă în mii de bucățele. Dar nici dumneavoastră nu puteți să puneți... Se referă de la Milano. Dar nu puteți, pune pumnul în gură padaniștilor, nu? Și aia din nord, din Italia, spun noi nu mai vrem să muncim pentru aia din sud. Și n-a tras nimeni în ei cu cerneală, ca să zic așa. Doamnelor și domnilor, repet, o discuție cu de viață, o discuție de X ore cu un personaj ca domnul Becali nu poate fi epuizată în 3 ore. Mai ales cu distinși colegi tineri și cu talentații noștri fotbaliști care, spunându-și și ei oful, cu care parțial sunt de acord și parțial nu. Parțial sunt de acord și cu colegii mei, parțial nu. Cum și dânsii sunt cu noi, cei din televiziune câteodată sau cu domnul Becali.
Eu am să-i dau după această emisiune domnului Iordănescu din nou răgaz până la următoarele confruntări ale echipei naționale și martor este Dumnezeu, același Dumnezeu în care cred și eu, nu numai domnul Iordănescu. Sincer, nu mă interesează decât performanța și contraperformanța. Nu-mi permit să judec alte manifestări ale domniei sale sau ale băieților naționale. Dar, la urma urmei, chiar dacă cu toții suntem vinovați, ultimul cuvânt îl au actorii și regizorul. Iar povestea cu nisipul, cu federația, cu liga, cu impresarii, în momentul în care se fluieră primul minut al unei echipe de fotbal, totul dispare și doar ei mai pot face ceva. Despre asta cred că ne-am referit cu toți aici și nu e nimeni supărat. La cancanuri și la viața personală însă mă despart de colegii mei din presa scrisă și cred că ar trebui să le mai dăm un răgaz fotbaliștilor. Nu sunteți în presa scrisă. Poate că eram în presa scrisă când dumneavoastră navigați între Constanța și București. Nu e adevărat. Mă refer la anul 1990. Și eu am scris în 90. Poate la Gazeta de Perete sau la Pupăza din Tăi. E un ziar al unor pionieri ieșeni, Pupăza din Tăi. Dumneavoastră scrieți foarte bine încercări de roman și pentru asta vă stimez. Frivolitatea și efemeritatea a ceea ce facem în presa scrisă, nu cred că cineva își va da vreodată lucrarea de diplomă din Boanchiș Gazeta. Nu da nici din emisiunile dumneavoastră cu politicieni. Suntem obligați. Aici vă înșelați. Am avut colegi de la facultăți care au făcut lucrări de diplomă cu emisiunile mele. Și au trecut? Nu e treaba mea. Lucrarea o fac ei, emisiunile le-am făcut. Dar nu fiți supărat că sunteți un scriitor foarte bun. N-am spus un afront aici. Închei cu această imagine care mie îmi place și mă urmărește. Ioan Becali între Tony Montana, personajul extraordinar din Scarface, întruchipat de Al Pacino. Și îl văd însă din ce în ce mai clar ducându-se spre personajul Corleone, interpretat de Marlon Brando, nașul, bunicul acela stimabil și jucăuș prin grădină cu nepotul său, căruia îi dădea găletușa și lopățica. E o imagine deocamdată îndepărtată. Deși, trebuie să fie împușcat ca să ajung. Deși domnul Giovanni Becali va fi de trei ori socru mic, nu? Nu mai mic, din păcate asta e. Socru mic. E, viața asta merge înainte. Și însă sunt sigur că nu un nepot, ci vreo 3-4 o să vă însenineze senectutea, să zice, nu? Spațiul este destul, am văzut acolo. Deci între Tony Montana și Corleone nimeni nu poate însă să-l ignore pe Ioan Becali în ceea ce privește cel puțin fotbalul românesc. Sperăm cu toții ca o datorie de onoare pentru un cetățean care datorează țării sale și comunității din care se trage succesul, o parte să-l întoarcă înapoi. Iar eu sunt martor direct că o mare parte din cum arată astăzi locul despre care vorbim, Pipera, îi se datorează sigur. Aș vrea și ar fi interesant și interesul nostru comun este să îi se datoreze. Am vrea să-l vedem și președinte, am vrea să-l vedem și antrenor, am vrea să-l vedem și jucător, am vrea să-l vedem de toate. Dar nu mai este treaba mea de acum încolo. Doamnelor și domnilor, vă spun noapte bună și cu ajutorul lui Dumnezeu poate ne vedem și dimineața viitoare. Noapte bună.